Salut! Sunt Marius de pe dlui.ro și astăzi îți voi prezenta trucul cu mărul și podeaua fermecată. Da, se pare că unde stau mi-au pus meșterii o podea fermecată. Mărul este unul cât se poate de normal. De ce este fermecată sau magică? Am să vă arăt imediat. Puteți observa că mărul nu sare aproape deloc, dar cum îl voi lovi de podeaua, va sări înapoi ca și o minge de tenis. Nu credeți? Haideți să vedem! Mai încercăm o dată? Ce ziceți? Ia uite cum sare! Haideți să mai încercăm o dată! Incredibil! Mărul sare din podea! Și acum să ne dezvălui secretul, cum se face acest lucru. De fapt, știm cu toții, nu există o podea fermecată. Cum nu există nici magie, părerea mea. Există doar iluzii optice. Ei bine, cum se face acest truc? În momentul în care luați mărul și duceți mâna sub masă, e de preferat să fie o masă mai înaltă ca să nu vi se vadă cotul, pentru că sunt unii care vor folosi puțin cotul ca să arunce mărul înapoi. Secretul, de fapt, constă în încheietura mâinii. În momentul în care sunteți cu mâna complet sub masă, pur și simplu, din încheietură, aruncați mărul înapoi. Și va da impresia că sare din podea. Bineînțeles, ca să fie efectul și mai și, loviți podeaua cu piciorul. În momentul respectiv se va auzi ca și cum ar fi lovit mărul podeaua. Ceva de genul. Este un pic mai greu de făcut la început, până vă obișnuiți cu sincronizarea mișcărilor, dar nu este un truc greu în sine. Simplu, nu-i așa? Accesează dlui.ro. Să descoperim lumea împreună.